În timpul realizării unui reportaj despre FLAG Valea Mostiștei, am aflat de la președintele asociației, Ion Voicu Costea, dar și de la inginerul piscicol Ion Anton, că agentul economic SC Fiș 99 SRL, membru al FLAG-ului, a aplicat pentru accesarea banilor europeni necesarea achiziționării unor instalații de pescuit foarte eficiente, numite taliere. Trei proiecte eligibile. Cine le-au depus? Deci, SC Fiș 99 SRL, care a depus un proiect de 86.384 de euro, vor să-și doteze firma cu unelte de pescuit performante față de ce are la momentul acesta. Costă mult un astfel de talian? Da, să zic undeva în jurul a 20.000 de euro. Asta e în funcție de dimensiuni, de adâncimea la care pescuim. Pot fi mai înalte, mai înguste, mai lungi, mai scurte aripile de dirijare. Sau chiar și capcana unde se reține peștele. Sunt niște cercuri cu diametre mai mari, mai mici, dar undeva în jur la 20.000 de euro în talian. A mai curs între timp ceva apă pe Mostiștea, în județul Călăraș, iar în cele din urmă, proiectul a fost aprobat și firma piscicolă, având bani europeni, dar contribuind și cu bani proprii, a reușit să cumpere scula mult râvnită. Am urcat în barca inginerului piscicol Ion Anton și acum înaintăm pe valuri către locul unde este instalat unul dintre taliene. Pescarii cu bărcile lor se îndreaptă către același loc. Sunt nerăbdători să vadă cât pește a fost prins în sacii talianului, o foarte eficientă capcană. Curios sunt și eu să văd cum Dumnezeului arată această instalație piscicolă, care a dublat sau chiar a triplat cantitățile de pește scos din apele lacului Valea Argovei. Deci până la urmă ați primit talianul, povesteam noi înainte când am fost aici. L-ați primit prin FLAG Valea Mostiștei, Când l-ați pus în baltă? Am primit trei piese, trei taliene. Primul l-am instalat pe 10 iulie și imediat, în 2-3 zile, pe următoarele. Sunt fixe sau trebuie să le mai mutați? Sunt fixe. Noi am căutat să le amplasăm în zone diferite, să acoperim cam toate condițiile bălții, cum ar fi. Deci, unul e pe zonă cu apă mare, unul pe zonă cu apă mai mică și unul undeva la jumătate, unde avem și plauri și niște structuri de-astea subacvatice care atrag peștele. Sunt eficiente, sunteți mulțumiți? Da, se cunoaște o creștere a producției și, cel mai important, o diversificare. Dacă până acum veneau beneficiarii la noi și ne rugau că mai vor și alte specii în afară de astea, sânger, novac, ceva crab, dar mai rar, acum se cunoaște că a crescut producția în primul rând la șalău și după aia ceva plătică și caras. Din păcate, plătica nu prea e căutată. O prindem, o eliberăm, am sperat că o să găsim beneficiari. Pe vremuri erau bune fabricile de conserve. Plătica are un randament foarte bun la prelucrare. La procesare. Da. Și da. Nu există perspectiva să faceți o mică linie de procesare aici? Da, am înțeles că o să încercăm. La câte zile scoateți peștele din talien? În sezonul cald, în fiecare zi. Și după aia, în funcție de cantitatea prinsă, dacă nu prindem cantități mari, putem să îl lăsăm la 2 zile. Pentru că n-are rost să pierzi timpul pentru 50-100 de kilograme. El are spațiu foarte mare unde peștele stă lejer și nu e nicio problemă dacă îl lași 2 zile. Adică să nu fie o pierdere de timp, în timpul ăla poți să faci altceva și mai rentabil. Ajungem după un sfert de oră în zona unde se află scufundat unul dintre taliene. Pentru a fi adus la suprafața apei, cu sacii plini cu pește, este necesară gonflarea pernelor de sub instalația cu plase. Pentru această operațiune, pescarii au la dispoziție un motocompresor care introduce aerul în perne, le umflă, iar talianul este adus lent la suprafața apei.
aici trebuie filmat, că el începe să se ridice. Dar se ridică imediat, văd că da, nu trebuie. Da, da, da. Am văzut deja o pană de pește. În pește sigur l-a spus domnul inginer. Da, sigur intră ceva. Ia uite, a început să zboare. Ce era, crab? Nu, e sânger. Sânger ăsta mai mărunt, așa-i plătică. Crapul nu-l vedem, e, nici nu prea intră. De ce nu intră crapul? E hoț. Da? Da, da. E mai isteț decât alții. Am înțeles cum stau lucrurile cu talianul și nu cum. Nu se lasă păcălit. E, plătic așa lău, ăștia sunt mai ușor de păcălit. Ce la, ziceți, la capcane. Ce ziceți, e o revoltă bună? Da, da. Sunt mulțumit, nu? Da, da, da. Bine, se poate și mai bine. Acela e sânger. Sânger, am văzut și șalău. Da, un șalău a rămas agățat. Asta e jumătate, nu? Cealaltă jumătate? Nu, nu, aia e o antecameră, așa, tot de dirijare, dar asta e capcana finală, asta ce vedem pe pernele astea de aer. Pe lângă captura semnificativă, talianul permite pescarilor să selecteze exemplarele cu valoare economică ridicată și să redea apei acele exemplare care mai au nevoie să crească. Somniaci? Da, da. Astăzi chiar au fost, nu știu, unul mare în jur la vreo 15-17 kg, încă vreo 3-4 mai mici la 3-4 kg, așa. În luna iunie la Șalău am avut vreo 300 de kg prins la plase, la serci. Iar în iulie 1300 sau 1700, nu știu, că avem două luni cu astea, cred că 1700. Deci de cel puțin 5 ori mai mult. Dar v-am zis, sunt perioade, în funcție de cum se deplasează peștele, poți să ai randament sau poți să nu ai. Aici ați prins un banc bun, să zic așa. Da, predomină plătica. Dacă am fi oprit toată cantitatea, probabil că aveam câteva sute de kilograme, 5-600, 800. Totodată, pescarii pot selecta și speciile care nu sunt cerute de beneficiari din cauza succesului slab pe piață. Bunăoară, plătica, o specie de pește bună pentru industrializare, nu este însă preferată în stare proaspătă. Prin urmare, pescarii o aruncă înapoi în lac. Pe vremuri se căuta. Era zona Olteniei pe acolo care tot timpul cerea plătică sărată. În discuția avută data trecută cu președintele FLAG Valea Mostiștei, Ion Voicu Costea, am abordat și aspectul social al proiectelor derulate cu bani europeni. Mai exact, am întrebat atunci dacă vor fi create noi locuri de muncă. SCFISH, care a depus proiect la noi, a creat un număr de 6 locuri de muncă și a menținut un număr de 4 locuri de muncă. Pe o perioadă obligatorie de 12 ani, dar cu o perioadă de 5 ani de implementare, cu o perioadă de 5 ani de monitorizare. Vă dați seama că în momentul în care s-a creat 6 locuri de muncă, aceste persoane nu vor veni din altă parte să vină de la București sau de nu știu ce, vor fi oameni care sunt din localitatea respectivă. Oameni care poate au mai lucrat în cadrul piscicolei sau
tineri care, vezi, doamne, echipurile la momentul ăsta nu au altă posibilitate și vin și vor fi încadrați de către acești beneficiari. Deci, automat, răsfrângerea se duce către populația din zonă și tocmai prin crearea acestor locuri de muncă, noi venim în sprijinul oamenilor să poată să beneficieze de aceste locuri de muncă. Un astfel de talian, o astfel de investiție nu va duce la reducerea locurilor de muncă? Nu, noi urmărim să mai angajăm cel puțin un om pentru pescuitul cu talian. Datorită acestor taliene, va trebui să mai angajați oameni. Ați mai angajat pescari la firmă? Încă nu. Am fost în discuții cu niște oameni, au venit, au promis, nu știu ce, după aia s-au răzgândit. E și o condiție pe care trebuie să respectăm. Angajatul care va veni trebuie să aibă vârstă peste 50 de ani. Dar de ce? De ce nu tineri? De ce nu tineri? Da. Nu știu, am impresia că sunt anumite măsuri de... Pentru forța de muncă. Da, pentru forța de muncă. E posibil categoria asta de vârstă să-și găsească un pic mai greu de lucru. Și câți ați spus că au venit? Doi oameni să-i angajați? Unul a venit, îl angajasem, n-avea vârsta, dar am zis că... Nu de excepție, oricum era nevoie de un om, mai e nevoie de un om de rezervă, de exemplu, se îmbolnăvește unul și s-a stricat echipa, trebuie să ai. Și aveam ce face cu el. A stat o lună și a plecat și a găsit în altă parte unde e mai bine. Încă unul doar a venit în discuții, îndeplinea condițiile, nu știu ce s-a întâmplat și n-a mai venit, dar nu e târziu. Câți pescari sunt acum? Acum lucrăm cu 6 pescari. Fără tehnologie, pescuitul industrial este în zilele noastre curată loterie. Firmele cu profil piscicol nu-și mai permit să cheltuiască resurse fără să aibă informații exacte despre locurile unde se află populațiile de pește. Sonarul este un aparat cu ajutorul căruia inginerul piscicol identifică cu precizie locurile unde se află cel mai mult pește. Cu ajutorul lui detectăm bancurile de pești în perioadele când ei sunt mai concentrați sau în perioadele când sunt împrăștiați. Ne ajută cât de cât să aflăm în ce zona a bălții e o densitate un pic mai bună și putem să mărim un pic producția în ziua respectivă. Dar în perioada rece, când peștii sunt mai concentrați în bancuri, ne ajută foarte, foarte mult. În comparație cu anii când nu foloseam, cel mai eficient este după ce temperatura apei se apropie de 4 grade. Deci când scade sub 7 grade, suntem siguri că ne ajută. E un sonar cu vedere laterală. Deci în jumătatea superioară a ecranului avem aici poziția bărcii și vedem stânga sau dreapta maxim 120 de metri, dar în condițiile noastre mai mult de 60 de metri nu are rost să folosesc. Deci eu văd undeva la vreo 40-50 de metri, l-am setat la 60 de metri. Deci asta în partea superioară a ecranului. Și pot să văd pești, pot să văd anumite structuri subacvatice, eu știu, plauri, scufundați, diguri, șanțuri, gropi, pomii. E pește acum când suntem aici în locul acesta? Acum nu prea, că deja l-am deranjat, dar pe traseu, dacă o să vadă, o să vă fac atenție. Iar în jumătatea inferioară a ecranului avem imaginea de sub barcă. El practic emite niște sunete, le recepționează și transformă sunetele în imagine. În Flag, Valea Moștiștei, se află comune, asociații neguvernamentale și agenți economici. Toate aceste categorii au dreptul să aplice pentru accesarea banilor europeni prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, în baza strategiei de dezvoltare elaborată de Flag și declarată eligibilă de Autoritatea de Management de la București. Firma SC Fish 99 SRL a vrut să aibă 3 taliene și le-a obținut. Banii europeni contribuie la dezvoltarea pisciculturii în județul Călăraș și oferă clienților finali posibilitatea să aibă pe masă pește din lacul Frăsinet, comuna Valea Argove. Cu atât mai bine va fi dacă banii aceștia vor crea mai multe locuri de muncă pentru localnici.